Sunt Ana Pustiu. Bine ați venit la Dimensiunea Psi. Ce își propune această emisiune? Cui se adresează? Precum și ce subiecte vor fi atinse, vom afla în seara asta de la Ovidiu Dragoș Argeșan. Mulțumesc! Bună seara! Ce faceți, domnul doctor? Mulțumesc bine! Sunteți pentru unii de neînțeles. De ce oare? Nu cred că sunt de neînțeles. Cred că oamenii au talentul de a eticheta înainte de a cerceta, înainte de a căuta ce vrea să spună un om. E adevărat că dacă mă iei, deci dacă mă privești prin măsura ceea ce sunt, probabil că în clipa de față par pentru unii de neînțeles. Dar dacă, să zicem, vreau să studiez un om, eu trebuie să-l văd în contextul vieții lui. Și în contextul vieții lui presupune să văd ce a creat, să văd care sunt rezultatele muncii lui, să văd ce are în cap. Și mai ales să văd dacă ceea ce spune el se potrivește cu practica. Pentru că, până la urmă, ceea ce este important este dacă ceea ce afirm eu și, mă rog, nu pot să spun descoperit, dar afirmațiile pe care le fac, în ceea ce privește lumea spiritului și nu numai, se potrivesc într-un câteva cu practica noastră spirituală de zi pe zi. De unde v-a venit această idee de televiziune online? De ce tocmai televiziune online? Am fost prezent la multe televiziuni. Am colaborat foarte bine cu foarte mulți moderatori și chiar am fost la niște emisiuni care mi-au plăcut. Problema este însă că fiecare televiziune are pe cineva în spate. Și când are pe cineva în spate, automat, o televiziune este fără să dea tributare unui om, unui sistem. Ori eu trebuia, eram oarecum constrâns de grijă față de moderator. Pentru că, până la urmă, moderatorul e pâinea lui și el nu poate să spună altceva decât, mă rog, este îndrumat să o facă în contextul serviciului său. Plus că nu toți au, eu știu, curajul să se facă niște afirmații care, hai să zicem, nu prea clar. Diferitor instituții, diferitor sisteme, biserici, etc. Și atunci eu n-am putut să-mi exprim întru totul liber opiniile. Și atunci m-am gândit la televiziunea online, pentru că consider că este de viitor. Consider că, în perspectivă, toate televiziunile să fie online, pentru că internetul se va răspândi peste tot în lume și va fi cel mai ușor de accesat de către oricine în orice colț al lumii. Și am vrut să fac și în acest considerent, adică că pot să spun liber ceea ce vreau, pot să fac o mie de programe care să adreseze. Eu am, hai să zicem așa, un target. Targetul meu sunt oamenii pe care îi preocupă spiritualitatea. Nu sunt numai aceștia. În perspectivă să fie tot mai mulți oameni preocupați de spiritualitate. Dar lucrurile se îmbină. Spiritualitatea cu artele marțiale, artele marțiale cu sportul. Spiritualitatea cu protecția psihică, protecția psihică cu business-ul. Și atunci, automat, o să fie tot mai mulți oameni preocupați. Nu atât de spiritualitate, cât de aplicațiile spiritualității în ceea ce fac. O să avem spiritualitate în sport, spiritualitate în business, spiritualitate în diverse profesii. Omul viitor o să fie un fel de om spiritual, pentru că nu se mai poate afla. Inevitabil, nu o să mai poți să te bazezi doar pe rațiune și mușchi. O să trebuiască să te bazezi și pe puterea spiritului, pe acea inteligență emoțională care vorbește psihologia. Și atunci, automat, omul se va întoarce la spiritualitate, pentru că va fi constrâns de rezultatele celor care se preocupă de treaba asta. Adică, sunt oameni care vor să vadă, măi, ăsta de ce are rezultate foarte bune? Ca și medic, ca și chirurg, ca și scriitor, ca și sportiv. Și atunci o să vadă că mai există ceva, acel ceva fiind spiritul uman, care trebuie dezvoltat. Apropo de spiritul uman, de unde această denumire la spirit? I-am pus denumirea de Life Spirit pentru că nimic nu este mai frumos decât Spiritul Vieții. Spiritul Vieții e Dumnezeu. Spiritul Vieții se regăsește în orice. Și într-o piatră există Spiritul Vieții. Spiritul Vieții se regăsește într-un fir de iarbă. Evident că e firesc să vezi Spiritul Vieții într-un copil care se joacă sau într-un copil care
Da, dar Spiritul vieții este în orice, este o stea căzătoare. E în, cum zic eu, adâncimea unui lac de munte. Este în absolut orice. Iar Spiritul, Life Spirit, sau Spiritul vieții, îmi oferă o paletă atât de largă de emisiuni, pentru că absolut toate țin de Spiritul vieții. Ține de la sexualitate la omul religios. Toate țin de Spiritul vieții. Adică, când vorbesc de Spiritul vieții, pot să vorbesc despre Dumnezeu. Când vorbesc despre Spiritul vieții, pot să vorbesc despre demon. Când vorbesc despre Spiritul vieții, pot să vorbesc de iubirea divină sau de sexualitate. Pentru că toate sunt cuprinse în Spiritul vieții. Și am înțeput efectiv, un nume care să cuprindă tot. Pot să fac fotbal? Este fotbal în Spiritul vieții? Este. Este, eu știu, arta în Spiritul vieții? Este. Este moda în Spiritul vieții? Este. Sunt sfinți în Spiritul vieții? Sunt. Sunt boxeri în Spiritul vieții? Sunt. Deci, absolut orice cuprinde și este cuprins de Spiritul vieții, de Dumnezeu. Să înțelegem că vom găsi și alte domenii. Absolut. Deci nu. Life Spirit TV își propune să transmită în foarte multe domenii. Vreau să mă ocup de sportul, de fitness, de nutriție, de modă, de muzică, de spiritualitate, de religie. Adică religie însemnând căi spirituale. Adică eu nu confund spiritualitatea cu căile spirituale. Religiile sunt căi spirituale. Fiecare își alege chiar calea lui. Dar spiritualitatea nu confundă. Deci eu nu confund spiritualitatea cu religiile. Deci vreau seminarii care să fie filmate pentru cei care vor să facă practic. Îmi doresc, eu știu, la un moment dat să transmit în direct într-o mașină de radio. Deci mi-aș dori foarte mult. Să vedem. Până la urmă, știți cum e, omul propune, Dumnezeu distruge. Ați inaugurat acest canal pe data de 8 septembrie, prin susținerea cursului de Reiki. Da. Ceva întâmplător? Nu. Nu a fost deloc întâmplător. Pe 8 septembrie am avut să inaugurez pentru că să-i dau drumul. Pentru că 8 septembrie și Maica Domnului reprezintă ceva special pentru mine. Și a avut o semnătate. Are o semnătate sufletească. Pe 15 august, acum vreo 8 ani, am început primul meu curs de Reiki. Și pentru mine 8 septembrie este un nou început în această televiziune. Pe care eu nu am făcut foarte multe pentru Maica Domnului, dar această emisiune vreau să o dedic ei. De ce? Pentru că puțină lume știe că Maica Domnului este Spiritul vieții. Pentru că, știți, noi suntem, noi ne confruntăm cu o grămadă de omisiuni, ca să nu spun minciuni religioase. Și aceste minciuni religioase sunt cum că Duhul Sfânt este de gen neutru. Duhul Sfânt nu e de gen neutru. Duhul Sfânt este de gen feminin. Și atunci Spiritul vieții, Duhul Sfânt, este mai. Atunci această televiziune, Life Spirit, este dedicată Maicii. Și totuși, de ce dimensiunea psi? Dimensiunea psi pentru că psi vine de la psihie, care înseamnă suflet, da? Și dimensiunea psi pentru că se referă la dimensiunea sufletului. Emisiunea asta pe care o prezentați noastră este, de fapt, o emisiune care este dedicată în exclusivitate sufletului, spiritului. Eu nu fac eroarea să consider că spiritul și sufletul uman sunt una și aceeași. Dar dimensiunea sufletului îți dă posibilitatea, dimensiunea psi, se referă propriu-zis la această dimensiune divină a tuturor lucrurilor. Pentru că psi înseamnă suflet, suflet înseamnă scânteie divină, dimensiunea scânteii divine se referă în exclusivitate la divinitate. La divinitatea din om, la divinitatea din lucruri, la divinitatea din universul material. Pentru că se face o foarte mare greșeală. De exemplu, creștinismul ne învață că viața sau lumea trebuie disprețuită. Ecleziastul. Totul este de sărtăciune, de sărtăciune, de sărtăciune. Bine, este o proastă înțelegere a Ecleziastului. Totul în sensul că trebuie să nu ai atașamente. Dar lumea, ca
care este creată de Dumnezeu, prin intermediul Duhului Sfânt. Deci, în orice lucru, până și în materie, există Duhul lui Dumnezeu, pentru că materia, practic, tinde să se dezorganizeze. Și atunci, ceea ce o face să rămână la consistența la care cristalele astea, icoanele, lemnele, fiarele, este această putere divină, această Dumnezeu. Bun. Cum pot să disprețuiesc lumea în condiția în care lumea este parte din Dumnezeu? Am fost la un moment dat acuzat că eu confund lumea cu Creatorul. Lumea este în Creator, nu e în afara ei. Adică spuneam, Doamne, nu poți să preamărești lumea împotriva Creatorului. Eu nu preamăresc lumea mai mult decât pe Dumnezeu. Dar eu recunosc pe Dumnezeu în lume, pentru că în lume sunt toate caracteristicile divine. Toate caracteristicile demonice. Corect. Dar dacă eu văd partea pozitivă a lumii, nu-L văd pe Dumnezeu, tot ceea ce este frumos și armonios în lumea asta nu este divin. Că apare intervenția demonului, asta este partea nouă. Dar lumea, ca și creația lui Dumnezeu, cuprinde și parte din divinitate, pentru că lumea este în Dumnezeu. Și atunci, eu nu zic, Doamne, trebuie să-ți faci din lume sau din viață un scop. Dar, clar, lumea asta este creată de Dumnezeu în scopul de a... în scopul ca eu să înțeleg ceva, în scopul ca eu să mă antrenez. Lumea este un joc virtual care doar are naibii, dar în care noi ne antrenăm, noi descoperim defecte, noi descoperim calități, noi evoluăm, progresăm, evoluăm. Depinde de fiecare ce și alege să facă. Și totuși am fost crescuți în acest timp? Am fost crescut în acest timp, dar știți ce se întâmplă? Eu pot să primesc educație. De la părinți, de la biserică. Asta este... este o pojniță. Este o... cum să zic eu? Nu este profundă. N-are cum să fie profundă. Că te învață la școală că, mă rog, dacă greșești și minți, te aruncă în el. Asta poate să... Biserica e un punct cheie pentru marea majoritate. Biserica este un punct cheie pentru marea majoritate și n-ar fi rău dacă biserica ar fi bună. Din păcate, numai ce trebuie să fie. Problema este alta. Problema este că tu ai o educație de la părinți sau de la biserică. Sau de la... dar la un moment dat devine manifest sinele omului. Sinele omului, sinele profund, ăla, eu nostru profund, cel care se întrupează, cel care rămâne din noi după ce murim. Ei, acest sine are caracteristicile lui. El, deci, nu spun eu, poleia asta de la suprafață de educație, de 7 ani sau nu știu eu ce, are o valabilitate strictă, pentru că la un moment dat devin manifest eu. Nimeni nu poate să o condamne pe mama pentru prostiile pe care le fac eu. Pentru că mama drăguță mi-a dat o educație foarte bună. Cine o cunoaște își dă seama. Eu am ales să mai înjur la volan, să mai fac aia, să mai fac aia. Cu toată educația și a bisericii, și a mamei, și a nu știu ce. Deci pentru că la un moment dat devine manifest sinele nostru. Sinele nostru nu are granițe. Ține de alegerile noastre. Ține de alegerile noastre, absolut. Eu aleg ca la un moment dat, din tot ce mi-a oferit mie, educația părinților, școala, biserica, grădinița. Și la grădinița avem educație, da? Să încep să dau la o parte. Și devin eu. De asta se întâmplă să vină părinții la mine și să-mi spună: Doamne, copilul meu nu era așa. S-a întâmplat ceva. Are farmece. Nu e adevărat, Doamne. Devine manifest el. Și el e rău. Ați înțeles? Deci el, ca fond, este rău. Sau, cum se zice din român, e fier rău. E osul dracului. Ați înțeles? Deci, ăsta e fondul nostru. Cum să vă zic eu? Toată lumea dă vina pe familie, pe educație, greșit. La un moment dat aveam o discuție cu cineva foarte drag mie și vorbeam despre cineva care a fost părăsit, mă rog, de familie, a ajuns în orfelinat, a ajuns prin lumea interlopă și eu îi găseam scuze. Că a fost greu, că a fost orfan, că la 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 la. Respectivul tip îmi zice, auzi, îl știi pe domnul ăla? Da. Tipul consilier în Ministerul de Externe. E orfan. A crescut la orfină. Îl știi pe domnul ăla? Da. Ăsta nu știu ce era translator pe la ambasadă. E orfan. A crescut în orfină.
Dar știi, pe Nea Butărescu, da, toți la familie, toți la casa lor, toți cu copii mari, toți orfani. Și îmi zice, ai înțeles? Omul își alege drumul lui. Ceea ce ni se întâmplă în viață se datorează propriilor noastre alegeri. Tu ești pus în niște situații de la care, din care poți să alegi la un moment dat. Și nu poți să condamn pe nimeni pentru alegerile tale. Eu, de exemplu, la un moment dat aveam posibilitatea să rămân. Eu am trecut prin lumea interopt. Am vrut să văd și eu cum e pe acolo. Și așa am scris. Ei, și la un moment dat am putut să aleg să ies sau să rămân. E adevărat, am fost și ajutat de undeva de sus să ies, dar la un moment dat ești lăsat tu singur să-ți iei deciziile tale și eu am ales să nu rămân. Am văzut care, cum e lumea, mi-a ajuns, am plecat. Dar unii nu fac alegerile respective. Și așa este valabil, asta e valabil pentru toți. Fiecare om are alegerea lui și nu poate să condamne pe nimeni pentru ele. Iar noi suntem responsabili de acțiunea noastră. Mai e o problemă. O să îmi spune cineva la un moment dat, chiar am avut o pacientă astăzi, foarte astră, ultra-ortodoxă. Singură, evident. Și îmi spune, nu sunt așa. Eu îmi spune, nu, sunteți foarte astră. Ziceți că acum vă scoboră de pe cal. Și vă mai trebuie o armură și o lance. Și zice, domnul doctor, nu sunt așa. Viața m-a făcut. Țeapă. Nu e adevărat. Cu cât ești mai dur, cu atât este viața mai dură decât tine. Cu cât ești mai aspru, cu atât te lovește mai mult viața. Cu cât ești mai dur ca diamant, cu atât te șlefuiește mai rău. Noi nu suntem rezultatul vieții. Viața noastră este rezultatul a ceea ce suntem noi în interior. Și vedeam un exemplu foarte, foarte frumos. Dom'le, vine un război. Da? Și în război avem eroi de război, corect. Avem criminali de război, corect. Avem unii care sunt victime, corect. Și avem tot așa. Războiul același pentru toți. Ce îi face pe unii să ajungă eroi de război și pe alții să fie criminali de război? Fondul lor interior. Unii sunt jefuitori de cadavre, alții salvează răniții din tranșee. Asta este fondul nostru interior. În fața momentelor grele, ne dezvăluim adevărata natură. Se spune, e un proverb francez care mie îmi place tare, tare mult, și anume, să vezi soldatul brav în luptă și femeia frumoasă în pat. În rest, n-au valoare. Și totuși vom rămâne cu acel destin, în care trebuie să spună, apropo de alegerile, ține de noi? Eu nu cred într-un destin fix. Cred într-o preprogramare. Adică cred că există acolo un programator care zice, schițează un pic viața. Dar cred în capacitatea omului de a-și transcende această preprogramare. Deci vreau să spun ceva. Am încercat de fiecare dată când îmi spunea cineva, erau preoți, văzători cu Duhul, erau văzători cu Duhul, cu, cum să vă zic eu, recunoscuți, fără greu. Și vreau să văd dacă lucrurile pe care le spun ei pot fi schimbate. Adică, cum sunt prezicătorii, cum sunt, dar cum sunt și preoții foarte buni. Și am luat cum zic, că se poate. Adică, până și în lumină viitorul este previzibil și schimbabil. Adică nu există doar o trasă pe care a făcut-o Dumnezeu și a zis, de aici, încolo, mergem așa. Nu. Totul se poate schimba. Dar totul se poate schimba cu acord divin. Totul se poate schimba în momentul în care binele pe care îl vezi tu este în acord cu binele tuturor. Atunci se schimbă destin. Adică dacă tu evoluezi din punct de vedere spiritual și ceea ce faci tu este în consens cu binele celor din jur, se schimbă destinul. Treci pe la altă treabă. Inițierile te duc la altă treabă. Inițierile schimbă destinul. Dacă la un moment dat este foarte greu, asta este cel mai greu, există posibilitatea că la un moment dat să începi să vezi viitorul. Corect. Dar vezi viitorul de la nivelul tău. Bun. În momentul în care vezi viitorul de la nivelul tău, poți să te uiți. Cam cum ar evolua viața ta lângă o persoană, cam cum ar evolua viața ta lângă altă persoană. Asta o spune și Dan Sărac în cartea lui, mi se pare că nu am autocontrolul pentru iniție. Bun. Dar la un moment dat, prin inițiere, tu te duci la un nivel.
Viitorul tău se schimbă. Și odată vezi că căile viitorului tău sunt alte. Și fiecare inițiere, cel puțin inițierea pe lumină, inițierea Reiki, te duc la un alt nivel la viitorul și se schimbă. Și vreau să spun că e destul de greu. Dar este și frumos. De ce? La un moment dat, când ajung la un anumit nivel spiritual, ți se pare că deja încep să dibui cam ce se poate întâmpla. Simți, vezi, încep să înțelegi pe șeful. Doamne, dar nu încetează să te surprindă. Deci poate să schimbe viitorul într-o secundă. Păi, odată s-a întors, tot. Și e bine să accepti. De ce? Pentru că ești mai bine. De exemplu, există, tu te canalizezi pentru un viitor pe care îl vezi tu. Și ți-l preprogramezi. Ei, Dumnezeu zice, da, poate că ai putea să vezi mai mult. Și tu ești face planul, te duci în partea lor. Automat, ți se schimbă tot. Ceea ce nu e rău. Tocmai de asta e frumoasă viața. E imprevizibilă. Nu știi cât de poate bucura. Nu știi cât de poate lovi. Asta este în funcție de lecția pe care ai deva. Și mai ales de defectele, de atitudinile tale. Imaginați-vă că Dumnezeu este un tip. Cel mai bun antrenor. Ca un antrenor. Da? Numai că nu e și fitness și psiholog și aia. Și ești foarte clar. Dom'le, Dragoș poate mai mult de atât. Cum îl facem să ajungă să facă tot ce poate? Și atunci îți găsește modalitățile prin care scoate din tine tot ceea ce este mai bun. Dumnezeu, intenția lui Dumnezeu nu este să ne chine, intenția lui Dumnezeu nu este să ne îndamneze, nu să ne blesteme. Intenția lui Dumnezeu este să scoată din fiecare din noi tot ce e mai bun. Scotând ce e mai bun, luminând, asta este bucuria cea mai mare a Lui. Bucuria Lui cea mai nu este să mă vadă pe mine suferit în ea. Nu. Bucuria Lui este să mă vadă pe mine lumină. Și atunci, El mă aduce pe calea pe care mă duc, care face ca eu să manifest în mine tot ceea ce am mai bun. Dar asta trece întotdeauna și prin multe vrei. Există multe, cum să spun eu, frecușuri în viața noastră. Există multe traume în viața noastră. Dar toate astea au ca sens final scânteia care să mai duce în noi. Să înțeleg că putem să și intervenim. Absolut, da. Deci, absolut, da. Alegerile noastre fac să intervenim în destinul nostru. Fiecare alegere ne duce pe o altă cale. Îți alegi o meserie, te duci pe o cale, te căsătorești, îți alegi o cale, faci o prostie, îți deviezi pe o cale. Atunci tot în punctul acela final? În perspectivă, da. Uh-huh. În perspectivă, da. Există evenimente care te întorc în drum, există evenimente care te întârzie, există evenimente care te fac să cobori, poți să ratezi evenimente, corect. Dar problema nu se pune, vreau să spun ceva, problema nu se pune la viața asta. Problema nu se, toată lumea se raportează la 70 de ani. Problema nu se raportează la viața asta. Problema se raportează la eternitate. Deci dacă eu îmi văd viața prin prisma celor 70 de ani, e clar că o să am probleme. De ce? Pentru că o să mă gândesc când trăiesc în mod. O să mă gândesc că așa, că îmi bătrânesc. Dar dacă eu mă refer și mă gândesc la ce este dincolo de momentul zero al nașterii mele și momentul T1 al morții mele și văd ce este dincolo, atunci viața mea e tătică față de dimensiunea spirituală. Ori, în momentul în care încep să privesc așa lumea, nu mai deranjează. Nu mai deranjează o despărțire. Nu mai deranjează o greșeală cuiva. Pentru că la veșnicie, minciuna cuiva înseamnă ceva în veșnicie. Nu înseamnă nimic. Faptul că mă înșelă cineva înseamnă ceva în veșnicie? Nu înseamnă nimic. Faptul că moare cineva înseamnă ceva în veșnicie? Nu înseamnă nimic. Faptul că se naște cineva înseamnă ceva în veșnicie? Nu înseamnă nimic. Și atunci, toate devin un fel. Și fericire, și bucurile, și nașterile, și morțile, și căsătoriile, și înmormântările. Totul este să ai înțelepciune. Să le tratezi, nu poți să le tratezi pe toate la fel. Ar fi, nu știu eu, ar fi să fii arsenat, să fii dezumanizat. Și Hristos a suferit când a murit Lazar și s-a bucurat la nunta din Canaan. Deci și vorba aia, era Dumnezeu. Dar nu înseamnă că nu poți să trăiești bucuria sau nefericire sau supărarea. Dar toate
Dar intensitatea cu care te raportezi la evenimentele vieții este mult mai mică. Pe măsură ce evoluezi în spiritual, intensitatea în care trăiești scade. Intensitatea cu care trăiești sexul, intensitatea cu care trăiești o naștere, unui copil, intensitatea cu care trăiești, la un moment dat, m-am întâlnit la un... Era un fel de serat, un fel de ceai, un fel de șezătoare modern. Și m-am întâlnit cu un tip care m-a tot căutat pe mine pe net și îmi povestea el că cum pot să fiu un maestru spiritual în condițiile în care am 6 copii cu 5 femei. Și... Eu i-am zis, tu cred că n-ai copii, zice, ba, da, mi s-a născut. De ce? Că mi s-a născut copilul. M-am simțit precum Dumnezeu. Dom'le, te simți ca Dumnezeu la primul, la al doilea, de la al treilea nu mai încerci să te simți ca Dumnezeu, te interesează pensia alimentară. Dar nu te mai interesează. Bun. Chestia aia cu te simți ca un Dumnezeu că dai naștere un copil de sentiment mater, e valabilă la prima naștere. Vai, ce frumos e copilul ăla. Dar când treci la a doua, la a treia, sau începi să facă mari copii, se schimbă un pic optimea. Și atunci treci peste faptul că te simți Dumnezeu că ai făcut un copil. Că nu nicio brânză. Asta face toată lumea, jumătate din populația activă a acestui glob. Bun. Și revenim. Încep să privești altfel lucrurile. Da, nasc un copil. Pe mine nu trebuie, vai, ce Dumnezeu mă simt eu că am 7 copii sau 6. Încep să mă gândesc cum pot să-i ajut. E un spirit care se naște. Care sunt defectele lui? Care sunt calitățile lui? Ce trebuie să fac pentru el? Pentru ca el să ajungă la nivelul meu sau să mă depășească. Eu m-aș bucura să mă depășească. Copiii mei. Bun. Dar ce fac pentru el? Cum pot să-l ajut? Să înțeleagă? Aia mai greu să e mai bună să-l lași să se zbată într-o grăință sau o școală de stat? Sau să duci la un învățământ particular unde trește ca într-o bară, ca într-o, cum să zic eu, ca într-un solar, ca într-o... Nu știu. Deci aici intervin și de asta, la fața asta, cel mai bine este să-l lași pe Dumnezeu să decină, pentru că el știe cel mai bine ce este pentru un copil sau chiar și pentru mine. Și atunci mergi foarte mult pe voința divină. Numai că, chiar și ca om care încerci să te spiritualizezi, nu zic că sunt un spiritualizat, dar încerci, da, să te spiritualizezi. Și încerci să faci voia divină. Există un moment în care Dumnezeu te lasă să faci ce vrei tu. De ce? Pentru că ăla este momentul examenului tău. Examenul meu de spirit este momentul în care eu sunt lăsat cu înțelepciunea mea umană. Adică ți-ai Îngerul Păzitor, ți se ia sufletul, numai la ce să raportezi, ești tu cu tine. Pum! Știți cum asta vreodată pentru noi că s-a luat curentul așa în baie? Ești tu cu tine. Bun. Și atunci tu trebuie să iei decizia corectă. Iei decizia corectă, ai trecut la pragul spiritual superior. Ai greșit, ia un nepe de la capăt. Și tot așa. Asta nu se referă la o viață. Se referă la el. Apropo de familie. Cum credeți dumneavoastră familie? Eu am o problemă cu familie. De ce? Familia, din punctul meu de vedere, nu e naturală. O să vedem acum, adică nu e naturală. Dom'le, familia, prin faptul că un el și o ea stau împreună și fac copii din aceeași gene, împiedică variabilitatea genetică. Deci, din perspectiva asta, zic eu că nu e o corectă. Din perspectivă strict umană, medicală. Bun. Deci, cu asta nu sunt de acord. În altă linie de idei, eu înțeleg necesitatea. Familia, ca și puznicia, ca și călugăria, ca și preoția, ca și celibatul, sunt lecții. Sunt lecții de viață. Pentru că pentru unul care e greu să trăiască, care îi poate să trăiască singur, e clar că va fi greu să trăiască în familie. Pentru unul care e greu să trăiască singur, da? Care îi place să trăiască într-o comunitate, îi va fi să trăiască singur. Și ce am observat eu? Divinitatea, în înțelepciunea lui, părăva care îi place să stea cu mulți, îl pune singur. Și părăva care îi place să stea singur, îl pune să stea în familie. Deci, eu, care sunt ca fom pusnic, vă dați seama că nu prea mă văd stând singur. De ce? Pentru că mie îmi dă Dumnezeu ceea ce mi-e greu să fac. Eu mă simt foarte bine cu mine. Am nevoie de cărți, la. Deci nu e o problemă. Am cu ce să-mi umplu timpul, gândul, mintea, sufletul și toate astea. Și atunci, îți dă Dumnezeu
pe cineva care să-ți fie o oglindă special ca să te schimbi. Nu poți să te schimbi, adică te schimbi într-o anumită măsură singurătate, în puznicie. Ești tu cu tine și cu Dumnezeu. Și cu demonul, mă rog, mai afară și de fapt. Dar nu poți să te schimbi în toate sensurile. Și atunci îți dă Dumnezeu oglinda ta, femeia. Și în femeie o să întâlnești defectele tale. Exact cum un bărbat, femeia întâlnește defectele ei. Și evident, nu o să-ți placă. Și când o să-ți placă, o să te schimbi. Și atunci, eu privesc familia ca pe școală. Nu-mi place! Deși, dacă spun că nu-mi place, mă contrazic totuși. De ce? Pentru că eu oricum văd ca femeile sărbătorile cu copii, cu bradul și cu șemineu. Deci am această schemă de gândire. Pentru mine asta este, cum se cheamă, Crăciunul cel mai frumos. Bradul, șemineu cu foc în el, ciorapii atârnați de șemineu, masa cu bucate, cadourile, prieteni care vin, pleacă să ducă, mai dai o bere, mai dai... Deci eu văd treaba. Dar în același timp, o parte din mine, tânjește după Crăciun, eu, bradul, zăpada și Dumnezeu. Dar nu poți să le ai pe toate. Și atunci, la un moment dat, trebuie să înțelegi. Am cum vrei. Nu știu, poate că s-ar putea să nu fie și așa, și așa, nu știu. Și întâlnim, apropo de oglinzi, se poate să întâlnim același, același, același oglinzi? Nu. Întâlnim oglinzi, același oglinzi, în măsura în care noi nu ne schimbăm. Când întâlnești aceeași oglinzi, înseamnă că problema ta. Deci să zicem, eu sunt o femeie și întâlnesc un bărbat care mă bate, al doilea bărbat care mă bate, al treilea bărbat care mă bate, al patrulea bărbat care mă bate, clar că e problema mea. Da? Dacă eu sunt bărbat, da? Și întâlnesc o femeie care bea, fumează, mă rog, care sub masă, a doua, bea, fumează, care sub masă, a treia, bea, fumează, e clar că e problema mea că atrag așa ceva. Poate că cincea nu întâlnesc așa. Și întâlnesc așa sau la fel? Nu. Nu există. Înseamnă involare. Înseamnă că la un moment dat ți-a arătat Dumnezeu că acum ar trebui să fie și tu te întorci la starta dinainte. Deci nu există. Deci în momentul în care tu întâlnești aceeași tipologie de partener, înseamnă că e aceeași. Pentru că noi atragem. Noi atragem pe omul de lângă noi. Și omul de lângă noi convine în completarea mea. Și eu sunt un raport yin-yang. Nu pot să rezonez decât cu un alt raport yin-yang. Simetric. Ca altfel nu mă duc. Bun. Și dacă îl atrag în oglindă, nu sunt eu probabil. Și atunci, eu mă uit și eu am o expresie. Spune-mi ce viața ai ca să spun cum ești. Deci nu trebuie să te caracterizezi. Spune-mi cum a fost taică-tu. Păi tata a fost încăpățânat. Tata a fost și a făcut ce a vrut mușchiului. Tata e un liber, e ca un cal pe câmpii. Tatăl e, nu știu mai ce. Păi tu cum ești? Da? Mama cum e? Păi mama e de casă, e așa, e așa, e așa, e așa, e așa. Și atunci, ai caracteristici celor doi. Clar. Da. Și. Bun. În funcție de asta, de ce? Pentru că părinții îți dau cele două subpersonalități, da? Aceste două subpersonalități sunt în mine. Eu le manifest. Am rezonat cu el. Deci eu am rezonat cu părinții mei. Nu sunt ei de vină pentru defectele mele. Eu sunt vinovat de defectele mele și de-aia m-am născut din ei. Pentru că am rezonat cu defectele lor. Eu nu sunt... Am vădeam un exemplu. Dom'le, eu nu m-am născut din Maica Domnului. Dacă eram Iisus Hristos, mă nășteam din Maica Domnului. Eu am rezonat cu mama și cu tatăl meu. Deci eu am caracteristicile lor. Dacă eram precum Hristos, mă nășteam din Maica Domnului. Dar nu. Nu a fost așa. Dacă eram perfect, mă nășteam dintr-un loc perfect. Și nu într-un loc perfect. Dar nu aici pe pământ. Nu. N-am un problem. Nu, că poți să te naști pe pământ și cu alte mici. Să fii perfect? Cred că da. Cred că da. Cred că poți să te naști pe pământ și să fii perfect. Cred că sunt spirite care sunt perfecte și să naști pe pământ special ca să nu te oamenii. Pentru că, tocmai că fiind perfecte, pot să fie un model pentru oameni. Nu e cazul meu. Dar sunt încă. Și o să mai vin. Ce înțelegeți prin perfecțiune?
Perfecțiunea, pentru mine, un spirit perfect este un spirit asemănător cu mai identificare cu Dumnezeu. Adică spirite care vin din ceruri foarte mari și sunt aidomă divinități. Adică ca să ajungi în cer 10, se presupune că ai ajuns la perfecțiune. Ei, eu cred că acele spirite care se nasc din grijă față de oameni, pentru că ei se nasc ca și Mântuitorul spre oameni. Cred că sunt perfect. Bine, să nu înseamnă că n-au lecțiile lor, și lecțiile lor, și nu din lipsă de perfecțiune, ci pentru că oamenii înțeleg că Dumnezeu pune și Dumnezeu învață. Dumnezeu învață prin toți cei din jur, prin noi toți. Din situațiile pe care noi le creăm, Divinitatea învață. Aduce o ajută. Cum să zic eu? Capăt o altă informație. Dumnezeu vor fi de acord. Problema lor. Mie nu mă interesează. Toată lumea are impresia că Dumnezeu s-a născut. Da. Învăța. Că Dumnezeu a fost tatuat știitor din prima și că s-a născut așa. Eu nu cred și vă spun ce nu cred. Nu știu dacă ați văzut filmul cu omulețul lui Gopo. Când se naște omulețul pe luna lui și face, toarnă și lapă și crește o floare și stătea el pe luna lui. Domnule, m-am simțit, m-am văzut filmul ăla, în mine am avut așa o senzație foarte ciudată. Și există mitul lui Hermes, în care se vorbește despre începutul Universului Spiritual și în care se vorbește că întuneric era scânteie. Trinitatea. Pum. Da? Corect. Și după aia Trinitatea, deci Dumnezeu a creat și a făcut gânduri și așa, și așa, și așa, și așa, și așa. Dar toată însemnată există evoluție, inclusiv Îngerilor. Îngerii nu mai sunt cum au fost creați prima oară. Exemplu. Un înger poate să fie înfrânt. Nu zic eu, zice Biblia, când Dumnezeu a coborât pe pământ și s-a bătut cu Israel, că de-aia s-a spus numele Israel, se numește cel care s-a luptat cu Dumnezeu. Deci, asta înseamnă, Biserica spune că nu e Dumnezeu Dumnezeu, că e un înger. Ei, eu zic că e Dumnezeu acestei planete. Dar asta e altă problemă. E Iahve, care e foarte interesant, dacă și îmi place despre el. Ce înseamnă asta? Că un înger poate să fie înfrânt. Păi dacă este înfrânt, el nu învață din înfrânt, o să nu mânci și ea și pe mine și pe mine. Și de fapt face că era la nivelul, mă rog, la un moment dat am ajuns la învație cu îngerii și Dumnezeu îmi dă chiar lupta cu îngerii. Și în momentul în care mi s-a întâmplat să înfrânt un înger și m-a întrebat cum mă înfrânt. Și nu pot să spun că mi-e frică foarte mult. E vorba de Metatron. Și la un moment dat am ajuns la Metatron. Și la Metatron stăteam și mă uitam mai așa cam cum poate fi înfrânt acest înger. Și se uita la mine și îmi spunea, stai niște că încă nu ești pregătit să luți cu mine. Mă rog, mie rămâne așa. Și la un moment dat m-am gândit eu că sunt pregătit să luți cu mine. Și am uitat și am uitat și m-am întrebat. Cum mai înviți? Și am spus, m-am făcut mic. Îngerii ăștia mari sunt foarte mari. Și atunci, l-am umflat din interior. Am intrat în mine și de acolo am început să-l fac. El nu avea noțiunea de a te face mic. Și zice, cum adică mă fac mic? Și zic, foarte simplu, îți imaginezi că ești atâta și te faci atâta. Pot să spun că deja știi. Și nu vă spun că într-o zi, m-am trezit cu el în mine. Și când m-am dus, zice, ce faci? M-am dus să-ți arăt. Am învățat. Până și îngerii, da, absolut, experimentează. Îngerii învață. Îngerii se antrenează. Pe pământ, artele marțiale, chem, multe, sunt câteodată îngeri care coboară pe pământ ca să se antreneze diferite stiluri de luptă. Toată lumea crede că Dumnezeu este așa un loc unde cântă harpa. E și așa ceva! Da, există îngeri specializați în lupte. Luptele sunt de la Dumnezeu. Îngerul războiului căzut pe vremea lui Enoch era îngerul lui Dumnezeu specializat în lupte. Deci, până la urmă, există și asta. Războiul are magia. Era de acolo. Ei, și atunci,
Până și îngerii învață. Până și îngerii învață pe pământ. Și evoluează. De asta e planeta Pământ foarte frumoasă. Pentru că aici, până și îngerii cresc. Și învață. Apropo de Dumnezeu planetei, cum ați descoperit? Nu există un singur Dumnezeu? Există Dumnezeu unicul. Cel necuprins. Cel care exista înainte de toate. Dar există entități spirituale care conduc diverse planeta Pământ, sistemul solar, galaxia. Și sunt Dumnezei, 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 Dumnezei. Bun. Cum am descoperit că este Dumnezeu planetei Pământ? Pentru că, hai să zicem că eu sunt specializat pe strategie, da? Deci eu am fost strateg toate viețile mele. Evident, sunt strateg din croșetare. Evident că nu. Că nu mai lăsat întotdeauna războiul, da? Bun. Și la un moment dat, există posibilitatea să primești dintr-o anumită zonă de sus război, da? Se face un război pe Pământ. Pe Pământ, pe Lumină și Întuneric. Și nu conduceam operațiunile. Și lângă mine era Dumnezeul acestei planete. Dar văd că la nivelul acestui Dumnezeul planetei sunt foarte mulți din jurul lui care sunt români. Deci, cei care conduc, ca să zicem, la stânirea planetei Pământ, sunt foarte mulți care sunt sfinți români. Și cum mă uitam în jos, urmează o... Deci, mă rog, s-a dat un ordin și ordinul ăsta era greșit. Era greșit. Strategic. Deci, și trebuie să-mi dau seama cum greșit. Ori un Dumnezeu care este cu adevărat Dumnezeu ultim. Nu poate să greșească. Și atunci mi-am dat seama că nu este ultimul Dumnezeu. Este Dumnezeu planetei. Dumnezeu planetei Iisus este o entitate spirituală cu o vârstă astrală nu foarte mare, care învață, culme, că și entitățile spirituale, planetelor, învață la rândul lor, ei învață din ceea ce se întâmplă pe Pământ. Și și mi-am dat seama că nu este Dumnezeu planetei. El este Dumnezeu ultim deasupra lui. Sunt altul. Dar a fost o chestie sfântă, adică un șoc. E ca și cum știți, ai stat de vorbă cu cineva, tu știi engleză, știi engleză și el face dezacorduri. Adică nu se poate. Dar e firesc, mă rog, apropo de strategie, aici era pe tărlaună. Așa că am putut să-mi dau seama că greșești. Bun. Până la urmă, noi avem o datorie față de acest Dumnezeu al planetei. De ce? Și avem o datorie să ajutăm. De ce? Pentru că suntem pe planetă minunată. Și această planetă minunată este creația lui. Deci, când vezi minunățirea unei planete, Thailand, nu vorbesc de România, vorbesc de toate țări. Poți să-ți dai seama că a făcut ceva frumos. Și atunci, e clar. Numai că, poate că fondul lui nu este neapărat războiul. Și atunci, cineva care, cum să zic eu, planeta Pământ este o artă, o operă de artă. O operă, un artist nu poate să fie în același timp și războiul. Da? N-ai cum să fim serioși. Adică, e ca și cum aș apuca de cântat. Nu ai. Ei, din perspectiva asta, apropo de Dumnezeul planetei, depinde foarte mult de noi ca de destinul acestei planete să fie conduse corect. Da? Și asta cum se face? Simpla noastră rugăciune determină manifestarea pozitivă a Dumnezeului planetei. De ce? Am auzit-o și pe asta, ceea ce eu tâmpenie, și că a zis ceva că simbolul, că steaua lui David este negativă. Dom'le, steaua lui David nu poate să fie negativă. De ce? Pentru că ea cuprinde triunghiul cu vârful în sus, care înseamnă divinitatea, deci lumina, și triunghiul cu vârful în jos, care înseamnă întunericul, adică umbra lui Dumnezeu. În niciun caz nu este negativă, pentru că reprezintă cele două fațe pe care Dumnezeu, lumina și umbra. Să înseamnă că este negativă, ea este armonică, yin-yang. Ei, ideea este în felul următor. Dacă principiul prin care puteai să îmbrânzești pe Dumnezeu era jertfă,
Dar nu pentru că e Dumnezeu rău, ci pentru că tu, făcând anumite lucruri, determină o anumită reacție. Și atunci, făcând aceste lucruri, determină alte reacții. Deci rugăciunea noastră, penitența, canoanele, nu fac altceva decât să schimbe raportul lui Dumnezeu cu noi, pe care noi l-am schimbat. Noi l-am greșit. Deci, ideea nu este că Dumnezeu e rău și mă pedepsește, ci că raportul meu cu Dumnezeu este greșit și atunci către mine se manifestă ce? Umbra lui Dumnezeu. De fapt, așa se explică acel Dumnezeu răzbunător. Nu este Dumnezeu răzbunător. De care se spune nu. Că... Eu determin manifestarea umbrei lui Dumnezeu în raport cu mine. Dacă eu sunt iubire, Dumnezeu nu poate să manifeste relativ la mine decât iubire. O să spună bine și Hristos, că l-au chinuit de aia. Da, dar Hristos a manifestat, a fost alegerea Lui, a manifestat tot răul oamenilor. Nu? N-a zis El că e asupra Lui păcatele omirii? Păi și atunci, asupra Lui ce s-a manifestat? În întregime umbra Lui Dumnezeu. Pentru ce? El ce a făcut? În momentul în care asupra Lui și-a luat păcatele omirii, asupra Lui a venit întreaga umbră a Lui Dumnezeu. Deci tot răul creat de noi, pentru ca în perspectivă, deci după moarte, deci chin, moarte, deci crucificare, moarte, înviere, înălțare la cer, să manifeste ce? Lumina Lui Dumnezeu. Deci principiul este același. Și atunci, noi nu avem altceva de făcut ca să se manifeste surâsul Lui Dumnezeu, decât să îndepărtăm de pe El umbra. Asta prin ce? Asta ține de pe intenția noastră. La ce Dumnezeu ar trebui să ne raportăm? Deci, hai să vă spun ceva. Până și chestia asta că Dumnezeu planetei cu... este un lucru care este... Cum să vă zic eu? Este... Nu este întru totul aici e Dumnezeu planetei, aici e Dumnezeu, aici e Dumnezeu ăla, aici e Dumnezeu ăla. Nu. Sunt manifestarea lui Dumnezeu în jos și în sus. Da? Adică, imaginați-vă că Universul ăsta pot să mă raportez la el dintr-un punct sau pot să mă raportez la el din spațiu. Universul este același. Problema este cum să vă zic eu? Dumnezeu se poate manifesta la orice nivel. Și am o manifestare la nivel macro și am o manifestare la nivel micro. Noi ne raportăm la Dumnezeu ca și cum am fi un punct într-o celulă. Dar asta nu înseamnă că nu există un Dumnezeu în sus. Da? Asta nu înseamnă că acolo este manifestarea altui Dumnezeu. Nu. Este manifestarea lui Dumnezeu acolo. De ce s-a întâmplat asta? Nu știu. Adică eu știu de ce mi s-a întâmplat treaba asta. Pentru că Dumnezeu mi s-a întâmplat câteodată să fiți să lăsați un copil să câștige. Să alegi cu un copil, da? Alergi. Și el vrea să te bată, știi? Dacă câștigi tu, i-ai tăiat orice ran. Dar dacă îl lași să câștige, atunci îi mărești încrederea în el și îi faci un bine. Dumnezeu face și treaba asta. Totdeauna am întrebat, de ce l-a lăsat Dumnezeu să câștige pe Israel? Că e clar că avea toată cunoașterea din viitor, deci avea toată cunoașterea turmanțială, dar toată cunoașterea Aikido-ului. Și totul a lăsat pe Israel să învingă. Să-i mai ascund încredere în el. Eu sunt cel care l-am învins pe Dumnezeu. Și nu mai cam eu. Nu eu. Dacă așa ziceam. Eu Israel. Ați înțeles? Și atunci se pune problema prin asta a încercat să-i mai ascund încrederea în el pe Israel. Și atunci au venit oamenii care sunt poporul Israel. Prin ce se bază? Prin încredere în ei. Și tot așa. Deci, e foarte important încrederea în tine. Același lucru fac și antrenorii. Deci, am avut un prieten în boxeu și când m-am antrenat cu el, eu aveam 80 de kg, ăsta avea 110, nu dădea în mine. Și din când în când m-a lăsat să lovesc. Și mi-a picat fisatul mai târziu. De ce? Să capăt încrederea în mine. M-a fi spulberat când dădea două bucăți, mă las unul. Ei, dar m-a lăsat special ca să-mi dau drumul, să scot la suprafață răutatea din mine. Asta face Dumnezeu. Ne antrenez. Și lui, el nu are problemă să se lasă pe el însuși, ca noi să creștem.
sine, la sinele nostru. De ce credeți că biserica nu recunoaște sinele? Biserica recunoaște sinele. Numai că nu vorbește despre el. Mai am un popor la un moment dat și îmi zice: Domnule doctor, cum puteți să propovăduiți dumneavoastră dezvoltarea sinelui? Da? Creșterea conștiinței de sine. În condițiile în care Mântuitorul propovăduia lepădarea de sine. Și am zis: Domnule, bine, lapăd. Dar ce lapăd? Lepădarea de sine presupune să renunți la sinele mai. Nu se referă la sine, se referă la ego. Da? Aici apare divergența. Problema este în felul următor. Eu vorbesc despre conștiința de sine pentru că eu trebuie să știu cine sunt. În raport cu Dumnezeu, în raport cu lumea, în raport cu femeie, în raport cu bărbații, în raport cu copii, în raport cu mine însumi, în raport cu Universul, în raport cu Pământul, în raport cu România, cu justiția, cu toate. Deci eu trebuie să știu cine sunt. Bun. Aici, în momentul în care știu cine sunt, ăsta sunt eu. Dincolo de educația bisericii, dincolo de educația părinților, dincolo de karmă, dincolo de blestemele de neam, dincolo de educația școlii, etc., etc., ăsta sunt eu. Bun. Acum, în cunoștință de cauză, pot să aleg. Da? În altul de idei, biserica a propovăduit întoarcerea la Dumnezeu bazată pe Fică. Dați-mi mie casele Pământului ca să vă mântuiu, ca să vă duceți în iad. Nu? Bun. Deci a propovăduit frica asta. Te mănâncă iadul, dacă făcea, te mănâncă iadul, ia mai dă și mie niște bani, te mănâncă iadul. Și tot așa. Și a propovăduit, nu a propovăduit iubirea. A propovăduit frica. Frica de blestemul popii, frica de faptul că te anatemizează biserica, frica de faptul că nu știu ce, frica că nu te împărtășește. Dacă nu, nu te împărtășesc. Am văzut oameni până când nu erau împărtășiți de popă. Dacă nu faci cum zic eu, nu-ți dau nu știu ce. Bun. Ei, din cauza asta, și aici este greșeala, s-a îndepărtat omul. De ce? Păi foarte simplu. Omul nu se poate întoarce la Dumnezeu de frică. Pentru că Dumnezeu e iubire. E ca și cum ți-ai lua o femeie și îi spune: bă, dacă nu ești a mea, te duci în ea. Unde e iubirea de aici? Bun. Și atunci se pune problema. Un om nu poate să se întoarcă la Dumnezeu de iubire. Și atunci ce problemă? Conștiința de sine. Adică, mie credeți că mai poate să-mi vină un popă să-mi spună că mă mănâncă iadul? E redundant. Biserica nu mă poate mântui și nu mă poate da în an. Biserica nu poate să facă nimic. Nu. De ce? Pentru că singurul care pot să mă mântui sau să mă damnez, sunt eu. Dacă eu aleg să fiu cu Dumnezeu, o să fiu cu Dumnezeu. Dacă eu aleg să nu fiu cu Dumnezeu, nu o să fiu cu Dumnezeu. Dar biserica nu are ce să facă. Poate să mă convingă. Poate să mă învețe. Dar nu poate să mă constrângă. N-ai instrumente. N-ai instrumente nici să mă învețe iubirea, n-ai instrumente nici să mă învețe altceva. Și atunci nu mă interesează. Ceea ce am înțeles eu, și asta mi-a fost cel mai greu, să scap de frică. De frică. Mi-a venit acum cineva la terapie. Una dintre, mă rog, avocatele blocului Tun, Catedrala Sfântul Iosif. A venit la mine, de ce? Speriată. Că Biserica Catolică a pus-o la dușmanii bisericii. Și după liturghie, Biserica Catolică, se pare, nu știu, așa am înțeles, când chiar profesorul dacă e adevărat, e numele pe dușmanii bisericii catolici. E o formă de aforistanie, de blestem. Adică ăștia care ar trebui să propovăduiască iubirea, propovăduiesc blestemul. Și sincer, mă lasă rece. De ce? Nu mai suntem pe vremea lui Giordano Bruno să mă ardă pe lume. Pot să spun orice. Și nu mai pot să-ți închide gura. Iar viața și moartea nu sunt în mâinile lor. Sunt în mâinile lui Dumnezeu. Deci când Dumnezeu vrea să mă, o să mă. Dar să nu iei nici mâinile bisericii, nici mâinile preoților. Și atunci, chiar nu mă interesează. Revenind la sine. Deci, Iisus a propovăduit
propovăduit lepădarea de sine, dar se referea la lepădarea de ego. Ceea ce este cu totul altceva. Ego-ul este ceea ce te îndepărtează de Sfânt Dumnezeu. Dar sinele meu este părticică din sinele divin. Eu trebuie să mă duc la sinele meu. Eu ajung la sinele meu pe măsură ce dau la parte. Imaginați-vă sinele umiez. Și deasupra sunt poșițe de ego, educații, concepte, conflicte, etc. Pe măsură ce mă dau la o parte cojile astea, ajung la sinele meu, care este de fapt părticica sinelui divin. În momentul în care am ajuns la sinele meu, m-am unit cu Dumnezeu. În momentul în care am dat la o parte fricile, ați văzut pe Hristos având vreo frică? Ce a zis lui Pilar din Pont? N-ai avea puterea asta. Dacă nu ți-a fi dată de Tatăl meu. Da? Deci nimeni n-are puterea asupra ta dacă nu e dată de Dumnezeu. Nici biserica, nici altceva. Doi. Ați văzut pe Iisus Hristos având vreun complex? Vreo frustrare? Nu? N-avea niciuna de asta. El este un exemplu tocmai pentru că știa foarte clar cine știa ce caută în Universul ăsta. Știa că este... și vreau să spun ceva. În altul e de idei. Eu nu spun să copiem pe Hristos. De ce? Ceea ce a făcut creștinismul a fost să realizeze niște copii proaste al lui Hristos. Deci tot ce vezi sunt niște copii proaste. De ce? Dom'le, nu poți să fii Hristos. Anaista n-am zis. Vezi că rolul de Hristos s-a luat. Dar nu poți să fii Hristos. De ce? Numai Hristos poate să fie Hristos pentru că Hristos a avut viața Lui. Așa cum numai Einstein poate să fie Einstein. Așa cum numai Argeșan poate să fie Argeșan. Eu am înțeles treaba asta. Deci eu nu pot să fiu decât eu. Ce pot eu să fac este să mă îmbunătățesc. Să mă îndumnezeiesc. Să-mi schimb niște valori. Să-mi schimb niște caracteristici. Să le completez. Să... Nu să pot să fiu niciodată Hristos. De ce? De-aia. Nu m-am născut în Iudeea, n-am fost templar. Maica mea nu e Maica Domnului care a fost crescută în altar. N-am fost crescut în legea iudaică. Deci am cu totul alte caracteristici. Și asta o să-și lasă amprenta asupra mea. Numai în piața asta. Și mai încolo. Și atunci eu nu pot să fiu Hristos. Decât să fiu o copie proastă lui Hristos, mai bine îmi iubesc și încerc să devin mai îmbunătățit eu. De asta vorbeam de dezvoltarea sinelui. Pentru că eu cred că prin emanciparea sinelui, de fapt, te apropii de Dumnezeu. Și de Hristos. Hristos nu vrea. Hristos n-are orgolii. Când spune urmează mie, înseamnă să faci o altă chestie. Nu ceea ce cred ăștia. Când spun urmează mie, Hristos se referă la totul altceva. Se referă, spune la un moment dat Hristos, nu tot cel ce spune Doamne, Doamne, se mântuie, ci cel care face voia Tatălui meu, faceți voia Tatălui. Oricare ar fi. Și atunci te duci către Dumnezeu. Noi nu putem să fim Hristos. N-am fabrică de mobil. În primul rând. Și în altă linie de idei, nu cred că să mai crucifice nimeni în viața asta. Deci, automat, n-am cum să mai am viața lui. A avut-o, Iacob sau cei doi frați care au ales mama lor sau. Dar eu nu am cum să am viața asta. Eu pot să am cel mult viața mea și ceea ce pot eu să fac, să fiu în consens cu divinitatea, este să încerc să aflu care este voia lui Dumnezeu și să-L transpun în plan fizic. Dar altceva nu pot să fac. Nu putem să fim. Asta e cel mai greu. Cel mai greu este să afli ce vrea Dumnezeu de la tine. Dar, asta se poate afla foarte simplu prin faptul că poți să-și dorești lucrul ăsta. Și vreau să spun ceva. Când îți dorești foarte mult să faci vreo Dumnezeu, automat îți vei lua în seamă sufletul. Și automat te vei lua după sufletul tău. Și sufletul tău te va duce pe calea ta către Dumnezeu. De ce? Pentru că sufletul este scânteia divină de noi. Scânteia divină de noi tinde către Dumnezeu. Scânteia, sufletul nostru este parte din tot. Și atunci scânteia asta duce către Dumnezeu. Fiecare pe calea mea. În momentul în care urmez calea sufletului meu, automat mă duc. E ca, cum să vă zic eu, e ca un pilot automat. Mă iau pe sufletul meu, mă duc către Dumnezeu. De aceea oamenii care sunt intuitivi, oamenii care sunt sufletește, mult mai
se mult mai apropiază sufletul lor, au mult mai șanse de rost decât cei raționali. Dar, asta este unul dintre condiții, să-ți urmezi sufletul. Nu o să spunem, dar la ora actuală se poate învăța sufletul. Magie, spații, programe, energie, lumini. Corect. Dar minimul piedică să pot să mă duc să mă închin la icoane făcătoare de minuni. Nu pentru că mor eu de icoane. Nu. Icoane rezultă o bucată de lemn. Da? Dar sunt porți către persoana respectivă. Către Sfântul Nicolae. Către Iisus Hristos. Către Maica Domnului. Și atunci, ele fiind porți, automat eu mă pot conecta mai ușor la persoana respectivă. Lucru pe care poate că nu pot să-l fac acasă. Deși Mântuitorul spune, și asta evident că place foarte mult bisericii, când spune să faci biserică din casă și din inima ta. Nu zice nimeni, Dumnezeu, trebuie să duci la Patriarhie să vezi pe Daniel cu vățul în mână, cum slujește el și cum își instalează titlul de honoris causa. Nu. Spune să faci biserică din casă și din inima ta. Ori asta n-au reușit să facă preoții. Preoții n-au înțeles. Eu am luat o masă de oameni și i-am întrebat, bă, pe câți v-am învățat preoții relația personală cu Dumnezeu? Relația personală cu Hristos? Ei mai știu la această relație. Nu. Nici ei nu mai știu. Ba, din contră, mi-a zis un preot la un moment dat, cum adică? Dacă e diavolul. Băi, păi dacă eu stau la ușa ta și bat, așa spune Mântuitorul, eu stau la ușa ta și bat, înseamnă minte? Și dacă Dumnezeu stă la ușa mea și bat, de ce nu-i deschid? Și ei nu-i mai deschid. De ce? Pentru că nu mai sunt în consonanță cu Iisus. N-au nicio legătură cu Hristos. Tot ceea ce se face în teatru ieftin la ora actuală. În mare majoritate ale bisericii ortodoxe sunt teatru ieftin. N-au nicio legătură cu Hristos. E un ritual. Dacă îl pun pe unul să învețe prin afară ritualul ăla și face Sfintele Taine, este mai frumos ca teatru. Dar nu are nicio valoare spirituală. De ce? Pentru că Hristos nu mai e acolo. Nu mai e în ei. De ce nu mai e în ei? Pentru că tu mai nici nu ai legătură cu Hristos. Și atunci, soluția este să revenim la primele veacuri. Să revenim la primele veacuri. Când erau valoare, valoare, în împărtășenie se făcea când întâlneam noi doi și se dăm de vorbă cu Mântuitor, despre Mântuitorul, și atunci era și Mântuitorul cu noi. Unul dintre lucrurile pe care a trebuit să le învăț și pe care pot să le spun în clipa de față, pentru că eu nu pot să-mi permit să spun un adevăr, pentru că știu că voi da socoteală pentru el, este, știți, mi-a zis ceva, nu există mântuire în afara bisericii. Fals! Puznicii n-au nicio treabă cu biserica. Ăia care trăiau prin urmă, n-au nicio treabă cu biserica. Sfântul, cum îl chema ăla cu leu, mă rog, de la din Israel. Nu avem nicio treabă cu biserica. Una e biserica mie, aia e biserica cu instituție. A, să nu fi în afara bisericii adevărat, corect, dar biserica ca instituție. Deci o valoare. Și unul dintre lucrurile pe care am trebuit să ne învăț este să fac diferența între biserica ca instituție și biserica vie. Biserica vie însemnând oamenii care slujesc lui Dumnezeu. Oamenii care slujesc Dumnezeu sunt în toate națiunile, în toate crezurile, în toate credințele, în toate ritualurile, în toate religiile. Nu e ortodoxie. Ori biserica vie, Dumnezeu se manifestă prin oamenii ăsta. Și ăștia sunt și la pentecostali, și la baptiști, și la catolici, și la... Eu nu confund pe Dumnezeu nici cu biserica catolică, nici cu biserica ortodoxă. Nu am nicio treabă. Apropo că spuneați de blestemele preoțești, ce putere au asupra asta? Chiar mă gândeam să fac un seminar de dezlegat, cum se dezleagă blestemele preoțești. Da, au. De ce? Inițierea preoțească deschide chakra inimii. Și în momentul în care deschide chakra inimii, ei emit pe chakra inimii. Emițând pe chakra inimii, că asta este caracteristic la un preot, faptul că emite pe chakra inimii. Emițând pe chakra inimii și spunând ceva, că e binecuvântare, că e blestem, această energie se duce exact pe sufletul celor pe care îl binecuvântează sau îl blestem. Dacă îl binecuvântează, e ca și cum ai avea un program pozitiv în suflet și atunci ți-e mai ușor să faci. Când te blesteam, e ca și cum s-ar agăța un program negativ de suflet și atunci te împiedică. E ca un nor de la mar negru care vine și se agață de suflet. Evident că el devine manifest în plan fizic. Și aici depinde puterea preotului, credința lui, ce putere are. Nu mai luăm după suflet sau nu?
Aici apare problema. Știți că mie mi-a fost greu până... E greu până să dai seama cât ai blestemat un preot. Mai ales să-i folosesc Psalmul 108. Și cum mi-am dat seama că m-am blestemat prima oară un preot? Eram la stație la metrou. Și stăteam pe scaun. Știți că sunt alb 5 scaune în stațiile de metro. Mă, și vine un nebun. Dar de la... cu ochi așa, așa... de la homeless și mai știu ce. Și mi se așează în dreapta. Și imediat mi-am venit în minte, pentru că există un citat din Psalmul 108 și diavolul să stea la dreapta lui. De ce? Păi în momentul în care stă dracu în dreapta, evident că tu crezi că e îngerul păzitor și o să-ți vină mai idei proaste și o să faci numai tâmpenii. Ați înțeles? Du-te, dezleagă-te. Mă rog, să citești niște dezbucățile de dezlegare. Eu sunt multe înainte de spovedanie și acum o să fie ori sub blestem sau fursian, dar preot la un episcop. Dar mergi tot la preot. Deci, vreau să încep. Că la ora actuală am crescut niște oameni care pot să facă dezlegările astea, fără să mai avem nevoie de preot. De ce? Pentru că, până la urmă, este o metodă. Deci, nu. Ceea ce nu înțeleg... preot nu te face biserică. Preot te face Dumnezeu. Așa cum sfințirea pâinii și vinului nu face popa, face Hristos. Deci, dacă vrea Dumnezeu, spunea Hristos, face din pietrele astea fia lui Avram. Dumnezeu poate să facă preot al lui din oricine și din orice și orice ori și orice. Când vrea. E dreptul. Faptul că unii se bat în fier că ei sunt preoți al lui Hristos, nu-i face preoți al lui Hristos. Ceea ce fac ei, păi despre ce bine poate să-mi vorbească mie un preot sau o biserică care blesteamă? Sau furisește? Sau anatemizează? Deci a fost un moment în care mie mi-a fost frică. Că spunând ceea ce spun, biserica ar putea să nu știe să mă anatemizeze. Și sincer, cred că mi-ar despama o celulă de pe un fir de păr. Da. Evident, nu aș putea, aș minci să spun că biserica nu ar putea. Nu să înseamnă că nu sunt, nu se poate merge peste ea. Deci găsim remediu și în afara bisericii. Absolut. Bineînțeles. Te duci? Băi, de-aia. De ce mai lasă Dumnezeu? Deci eu, la un moment dat, n-am înțeles un descântător. N-am înțeles. Și n-am fost de acord cu el pentru că trecea peste niște... trecea peste liber arbitru de descântând. Tipul respectiv, descântătorul respectiv, la moarte, DH83. Deci moare la 80 de ani cu DH83. Pentru cei care nu știu, 83 înseamnă sfânt. 83 înseamnă mai mult decât are Anton de Padova sau sunt mulți. Chiar și Dimitrie, mi se pare. Sunt mai jos. Da. Și nu înțelegeam. Dar a făcut-se foarte mult bine. Ajutase oamenii bolnavi. Îi ajutase pe aia cu de ochii. Îi ajutase pe aia care... Bineînțeles că, din cauza răstângului care e păcat, a plătit, a stat la pamă și după o perioadă de timp. Bun. Și nu înțelegeam contradicția asta. De ce i-a gândit Dumnezeu să-i zic? Păi dacă băștia nu mai știe, dacă copii nu mai știu să ajute oameni, găsește Dumnezeu alții. Cel nu stă nici în mine, nici în altcineva. Dacă sunt, eu nu vreau să fac un lucru. Sau nici nu mă, nici măcar nu interesează. Am avut o discuție. La un moment dat primesc un mesaj pe Face, da? De la un preot, că să-i dau și el lui like, că vrea să-și facă biserica. Și zic, părinte, vino, te învăț cum să ajungi oamenii, folosești numai ortodoxia, fără nicio inițiere, folosești doar crucea, ca să nu ai probleme, și o să ai și bani să renovezi biserica, că o să-ți vină lumea din toată... Nu, nu e interesant. Nu e lucrurile doar pentru biserică. Ajutare pădești. N-am înțeles. Nu. Iar acum se face o chestie și mai drăguță. Preoții o să fie ridicați ierarhic în cadrul bisericii pe bază de realizări. Realizările astea nu sunt spirituale. Adică cât cotizezi, în funcție de cât cotizezi, în funcție de asta, în funcție de cât cotizezi, în funcție de asta,
În funcție de cât cotizezi, așa o să crește la cât. Deci nu mai ai nicio valoare spre ei. Ci bani. Din păcate. Din păcate. Vorbați adineori de seminarii și de cursuri. Când? Cei de acasă, când pot să știe? Nu știu, trebuie să-mi pun un pic la punct programul, să am un program definitiv. Și când să am un program definitiv, adică o să știm, doamne, lunea de la ora 10 avem dimensiunea psi. Marți, de la, transmitem în direct un seminar de Reiki. Sâmbătă, adică miercuri, de la ora o să facem, eu știu, tehnici de... Mă gândeam la un moment dat chiar să învățăm cele mai banale forme de curățare. Mi-a venit astăzi ceva. Și... îmi dau seama că oamenii nu știu să-și curețe sufletul. Adică la ora actuală este atâta nebunie încât manipularea prin preprogramarea sufletului este la ordine zilei. Și oamenii să învețe să-și curețe sufletul. Dar când... eu sunt pe principiu, domnule, știți cum a fost creată lumea? Am făcut ceva, hai că e bine, hai că mai facem ceva, hai că e bine, hai că mai facem ceva, hai că e bine, hai că mai facem ceva, hai că e frumos, hai că uite, mai facem ceva. Deci niciodată lumea n-a fost și a plăcut lumea. Nu. A fost în continuă, în continuă evoluție. Deci, lumea materială a evoluat. Lumea spirituală a evoluat. Și atunci m-am gândit, domnule, dăm drumul la emisiunea asta și, în perspectivă, vedem ce se adaugă. Ce se adaugă, ce se adaugă, spre binele celor. Pentru că o să să ne luăm și de trei factori și de ce nevoie au și de dorințele lor și de toate astea. Exact. Dimensiunea psi, de ce nu de la ora 10 seara? Oh! foarte simplu. Duminică este cea mai nasoală zi din viața mea. Nu duminică. Duminică nu. De ce? Pentru că duminica se face liturghie. Bun. Faptul că se face liturghie nu e o problemă, că mie îmi place. Dar sunt preoții care proiectează prost. Sunt preoții care gândesc prost. Sunt, ca să înțelegeți. Dacă mai mulți preoți se gândesc, dom'le, fotbalul e inutil. Știți ce o să întâmple? Nu o să mai ducă lumea la fotbal, nu o să mai ducă. Dacă mai mulți preoți la un moment dat se gândesc, știți, nu sunt bune make-up-urile. Nu sunt bune. Nu e bună moda. La ce e nevoie de modă? La ce e nevoie de prăjituri? La ce e nevoie de aia? La ce e nevoie de aia? Și proiectează negativ. Ei, de fapt, prin ignoranța lor, distrug lumea asta. Lumea asta care funcționează pentru că există o multitudine de meserii și e fire să fie. E fire să fie și vânzători, e fire să fie și unii care se ocupă de ei, e fire și cei care fac jucării. Circul știți că e un păcat? Circul e trecut printre păcate. Păi, bun, distrugem circul, distrugem fabricile de șampon, că e păcat. Distrugem fabricile de parfum, că e păcat. Distrugem fabricile de textile, că e păcat. Și facem una singură să facă sarci. Da? Și le distrugem pe toate. Și ce o să facem toți? O să stăm cu fundul sus și o să ne rugăm. Crezi că Dumnezeu vrea asta? Nu. Dumnezeu vrea ca lumea asta să circule. Ca lumea asta să circule trebuie să fie diversă. Ca să fie diversă trebuie să se inventeze meserii. Și fiecare, ceea ce facem, că e un coafor, că e o frizerie, că e, eu știu, salon de masaj, că e, eu știu, toate fac parte din lumea asta și e fiecare să fie. Dar, din păcate, ei, în gustimea lor, se pare că nu e ok. Și atunci fac un frunghier și gândesc prost. Gândind prost, proiectează această energie asupra întregii țări. Și atunci trebuie să fie cineva care închinează. Ei, în perspectivă, cu cei pe care am crescut, cu preoți care înțeleg și care sunt mai deschis la minte, vrem să închinăm toate tăpările astea pe care să le fac. Și emisiunea asta este o libertate. Pentru că o să am grijă să preiau toată energia care se proiectează în timpul duminicii și s-o transformă. Într-un sens pozitiv. În sensul evoluției acestei lumi.
E firesc să fie și soldat, e firesc să fie și poliție, e firesc să fie și hoți, e firesc să fie și prostituate, e firesc să fie și fabrici de țigări, e firesc să fie toate. Și ceea ce nu înțeleg ei, că astea toate sunt firești și îngăduite de Dumnezeu. Hristos n-a zis, nu s-a spus nicăieri să închidă bordelul meu acolo prin Israel. Pentru că fiecare să facă ceva. Pentru că știa foarte clar că fiecare trebuie să treacă pe acolo pentru că are niște direcții. Transmisiune live, vom vedea? În principiu, da. Eu sper să avem și transmisiune live. Până la urmă, nu știu dacă e atât de importantă transmisiunea live, cât este importantă informație. Transmisiunea live, cred că are și o parte benefică, are și o parte care e mai puțin benefică. Partea benefică e că poți să intri în contact direct cu transpectatorii, să spună întrebările. Da? Online. Partea negativă e că, știindu-se când se filmează, automat primești bubuit din toate părțile și așa, atunci nu știu exact. Dar, în principiu, pentru cei care sunt acasă, pentru că avem, mă gândesc la posibilitatea de a transmite energie, lumină, în acest moment, cred că ar fi util, totuși. De asta, până la urmă, noi ținem Dumnezeu. Pe mine nu mă interesează, o secundă, pe mine nu mă interesează ca prin emisiunea mea să conving pe cineva. Eu nu vreau să conving pe nimeni. Eu sunt următorul principiu. Eu sunt reporterul. Toată lumea zice, mă conving de maestru spiritual, sunt... Doamne, nu sunt, sunt nici maestru. Astea sunt concluziile pe care le-am atins eu, la care am ajuns eu, până la venerabilă vârstă de 40 și aproape 4 de ani. Îmi rezerv dreptul să mi le scând în orice moment. Adică n-am spus oameni, dar la mari maestri ai mei, m-am dus și am zis, știți tot ce am venit eu până acum ai greșit. Trebuie să revedem tot. Au făcut fețele mari. Nu. Deci fiecare trebuie să treacă prin propriul filtru. Eu nu sunt pastor. Eu vă spun. Asta e părerea mea. În rest, fiecare are un cap pe umeri, l-a dotat Dumnezeu cu rațiune, cu un creier, nu-i băgați să-l folosiți și în felul ăsta puteți să evoluați la nivelul vostru. Fiecare se oprește la limita la care ajunge. Alți invitați? Cum am vedea? Nu știu. Nu știu. Cred că da. Până la urmă, eu nu cred că trebuie să fiu neapărat eu un invitat de serviciu. Nu. Eu cred că depinde de voi, depinde de timp, depinde de disponibilitatea altora, depinde de... Adică, am observat o chestie. Și că e foarte drăguț. La un moment dat, unul din editorii mei, care a devenit un mare terapeut, un mare maestru de-al meu, și care mi-este prieten, mi-a zis într-o zi, cu mult timp în urmă, zice, tu trebuie să promovezi oameni noi. Eu nu mă pot promova pe mine. Și am ajuns să promovez oameni. Am ajuns să promovez consulere, am ajuns să promovez maiești, am ajuns să promovez terapeuți. Am ajuns să cresc așa ceva. Ceea ce mă bucură. Una dintre menirile acestei televiziuni este să promoveze oameni de calitate. Adică, eu nu pot să promovez. La un moment dat, mi s-a propus să aduc pe nu știu cine de afară. N-are importanță. Bă, zic, cum să-l aduc mă pe ăla de afară? Că ăsta are valoare mai proastă decât elevii mei. Cum să-l aduc pe ăla de afară? N-aveți decât să-l aduceți voi, treaba voastră. Dar nu mă puneți pe mine să aduc un individ care e mai prost decât ultimul elev al meu. Îmi promovez elevii mei. Adică nu, și asta începem să fie obiectiv. O să vezi că promovarea elevilor mei sau obiectivitatea, pe obiectivitatea locului lor. Că poate că, mă rog, unul care e nu știu unde, nu ar avea loc în București. Corect! E adevărat. Deci, ierarhiile se stabilesc în funcție de valori de cunoaștere de multe. Și atunci o să promoveze inclusiv așa ceva. Vreau să promovez antrenori, vreau să dea temația, vreau să promovez scriitori tineri, vreau să promovez terapeuți tineri, vreau să promovez psihologi, vreau să promovez, deci, oameni care au înțeles lumea spirituală. Mi-a place să am și un canal de muzică. Ce fel de muzică? Românesc. De
Ce, nu avem muzică frumoasă? Avem niște melodii de extra și... Nu le-am cu muzica populară, îmi pare rău. Nici cu manele, deși, mă rog, am făcut un pic de răză apropo de manele, dar nu pot să zic că le-am cu muzica populară. Vreau să spun, din punct de vedere vibrațional, muzica populară este net inferioară muzicii ușoară, ca vibrație. Îmi pare rău. Sorry, o să supără lumea, dar asta e realitatea. Poate să-mi spună ce vrea, dar e mult mai apropiată de teluri. Nu mai apropiată de teluri decât de ce. Bine, mă refer la muzica de oată, că așa, dacă bag hip-hop și mai știu eu ce, mă duc sub pământ. Da, muzica populară e teluri. Nu văd mult în alta. Adică, ritualele... Eu, fără să vreau, m-am dus viața așa, am studiat ritualul poporului român, dar să știți că mie ritualurile poporului român îmi plac foarte mult la televizor. Punct. Dar dacă pot să schimb canalul. Adică, în niciun caz nu pot să zic că mor după capra pe ulițele statului românesc. Să fim serios, sau cu ursul. Sunt foarte frumoase. Le-aș filmea, le-aș păstra. Da, să le arăt copilul, uite cum era la noi în vechime. Da, să mă vedeți pe mine cu capra. Sau să primesc eu capra. Sau ursul. Nu. Nu rezolvă. Îmi pare rău. Adică, ele rămân frumoase, rămân parte din poporul ăsta. Dar n-au legătură cu spiritualitatea. Sunt aici. Ce alte subiecte vor mai fi? O să încerc foarte mult să merg pe practică. Adică, de exemplu, mi-ar place o emisiune... am un prieten care e psiholog și care își face doctoratul și are un doctorat ceva de genul dimensiunea... dimensiunea terapeutică a pelerinajelor la locuri sfinte. Foarte interesant. Și de ce sunt bune și de ce sunt importante. Corect. Mi-ar place să fac așa ceva. Când îi văd pe oamenii care se duc la moarte și sunt și orbi și sunt mai orbi decât orbii, decât aia care îi duc acolo, mă ia cu jale. Dar măcar să înțeleagă de ce se duc acolo. Mi-ar place să fac o emisiune despre eu știu, tot ce înseamnă eu știu, icoane sfinte, lucruri sfinte. Adică, care e limita? Oamenii confundă de multe ori limita. Adică, știți? Da, reamăresc, dar până la ce nivel? Că mai presus de toate e Dumnezeu cel viu. Da? Deci, datoria mea e față de Dumnezeu cel viu, în față de sfinți. Da, sfinții, ok, e preamărimă, e corect. Sunt deasupra nostru, corect. Sunt niște fraze mele care nu pot ne ajută perfect. Deasupra Dumnezeu. Și nici măcar să nu zic Hristos perfect. Adică limitarea asta. Tu niciun care o surprindeți. În continuare. Vreau să vă spun ceva. Pe mine nu mă interesează să fac ceva care să fie surprinzător. De ce nu vreau să fac ceva care să fie surprinzător? Sau nu vreau să fie foarte surprinzător. Pentru că mă interesează mai degrabă ceva scolastic, ceva care să fie accesibil oricui. Intenția mea când am făcut televiziunea este și pentru că sunt foarte mulți oameni în afara țării, români, care nu au niciun acces la spiritualitate. Sunt în Anglia, sunt în Germania. Ce acces la sunt în Franța, sunt în Statele Unite, sunt în Canada, sunt în Australia. Și n-am niciun acces apropo de spiritualitate. Nu știu ce să fac. Nu știu ce să pot să... Ei sunt ca niște puznici. Bun. Cum mai ajută pe oamenii ăștia? Și să știți că ideea televiziunii mi-a venit de la oamenii ăștia de fapt, care mi-au zis, domnule doctor, n-aveți idee că am învățat eu dependent de la emisiunea pe care aveți voi. Bun. Și mi-am dorit să am televiziunea mea special
ca să nu mai depind de nimeni. Am nevoie să spun ceva, m-am dus, am pus-o în mâine, am cumpărat. Da? De ce? Nu mai depind de nimeni. Nu mai trebuie aprobare, nu mai trebuie spațiu de emisie. Simt nevoia să iau o atitudine, o fac. Da? Deocamdată, nu zic nu, că nu vreau să fiu... Deocamdată, nu am nicio intenție să mă bag în politică. Adică, să analizez lumea în politică. Nu mă interesează. Am stat și m-am gândit și cred că cea mai bună atitudinea mea este să mă preocup efectiv de oamenii care vor, pot și trebuie să învețe din punct de vedere spiritual. În rest, ce face lumea politică, cine, care, cum mai e, ea am luat o concluzie că nu este treaba mea și nu trebuie să mă preocup. Încerc să mă detașez complet de treaba asta. Mă interesează omul, punct. Mă comport ca și cum nu există. Domnule doctor, din păcate, timpul nostru s-a scurs în seara aceasta. Dar vă mai așteptăm și data viitoare, sau poate de fiecare dată, în emisiunile noastre? Depinde, sper că de data viitoare să pot să vin și cea măsură în care știu și pot să fiu aici. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Pe dumneavoastră vă așteptăm luni, de la ora 10, alături de noi la Dimensiunea Psi. O seară bună vă doresc!